Bună ziua, dragii mei, urmăritorii mei, astăzi e o zi ploioasă, cu furtună, cu tunete. Am zis că nu mai plec de acasă, că mai am și altceva de lucru și am încropit un topitor nou, l-am modificat pe cel cu ladă de lemn, am făcut unul cu ladă de inox. Soțul meu s-a ocupat și mi-a modificat și vreau să vă arăt exact cum funcționează. Și până nu pornesc, vreau să vă fac prezentarea lui. Poate vă inspir și vă faceți dumneavoastră unul la fel. Aici e cuva de inox. Are o adâncime de vreo 30 cm înălțime aici. Și aici are sprijinurile pentru unde vin sitele. Haideți să vă arăt. Are site de tot de inox. Două site. Așa, imediat vă arăt. Așa, vedeți, uitați aici, vin sitele. Asta e din spate. Deci vine sprijinită. Și aici are o țeavă. Țeava, care vine, am modificat-o și pe ea, o țeavă destul de groasă. De 10 cm sau nu știu câți centimetri poate să aibă. Nu cred că 10. Dar cred că 5 are. Tot de inox. Am modificat-o ca era prea subțire. Și ăsta e bazinul ăla care l-am avut. E bazinul, l-am umplut cu apă. Și acolo e arzătorul de la butelie, butelia. Și intră, fix în ea intră, două magazii de 10 rame întregi, care vin puse sprijinite aici, pe astea. Și acum, din coace, ieșirea, evacuarea, are o înclinație. Este izolat, cu o izolație specială adusă din Austria. Este o izolație destul de groasă. Sunt curioasă dacă rezistă să nu se dezlipească, că are un lipit special. Sunt curioasă să văd dacă rezistă. Dacă nu rezistă și pică la temperatură, urmează să pun ceva peste, să-l izolez mai bine, să-l strâng izolația asta pe el. Și ăsta e un capac, pur și simplu, unde vine boștina să pot să scot. E prins doar într-un șurub, nici nu e un șurub care să se potrivească, ci doar un șurub care pot să trag eu să vină boștina și scot. Nu știu dacă ați înțeles dumneavoastră ceva, dar acum vedem cum topește. A început să fiarbă topitorul. A început de ceva timp, am și topit, are niște scăpări de abur pe margini, dar nu mă deranjează, că merge foarte bine. Deja de când a început să fiarbă, în câteva, cum să zic, a început să fiarbă, am topit o stivă, nu știu, vreo 20, 30, 40 de rame și curge tare bine. Se vede că curge extraordinar de bine ceara topită și boștina s-a adunat acolo o grămadă. Aici am pus pe lateral niște din astea ca să nu-mi iasă aburul chiar așa mult. Aburește pe deasupra. Nu mă deranjează. Foarte, foarte fain. Și boștina de la toate ramele e acolo încă înăuntru. Deci o să fiarbă mult și bine ca să iasă din boștină totul. Sper că vă place și topitorul meu. Topitorul făcut de soțul meu cu costuri reduse. Pe mine m-a costat vița asta 200 de lei, asta de inox. Și sitele le-am primit de la cineva. Și soțul meu mi le-a aranjat și le-a sudat. Bazinul l-am primit-o de la el, nu știu de la ce era. Și cu toate astea, vreo 300 de lei, cu arzătorul și cu toate. Nu mai mă chinui cu foc și cu... Aici sunt cele două magazii de 10 rame, una lângă alta, 20 de rame deodată. Și doar pornești și nu stai lângă el.
nu te oprești din treabă, să îl pornești, pui ramele și își vede singur de treabă. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Să ne vedem cu bine mâine.